Vă salutăm spre ascultătorii emisiunii Direcția Succes și vă spunem bine ați venit la o ediție mai specială ca emisiunii. Eu mă numesc Marius. Eu sunt Ioan. Și împreună am decis să schimbăm puțin formatul emisiunii Direcția Succes. Este vorba despre îmbunătățirea emisiunii prin livrarea interviurilor nu doar din Cahul, dar și din Chișinău, pentru a vă aduce în față oameni și istorii cât mai interesante. Moderatorul emisiunii produse în Chișinău voi fi eu. Celor produse în Cahul, eu. Dorim să aflăm părerea voastră despre nou format al emisiunii. De aceea vă îndemnăm în comentarii să ne spuneți dacă vă place sau nu acest nou format și dacă mai doriți interviuri din toată Moldova. Pentru început, dorim să împărtășim cu dumneavoastră un interviu cu Dumitru Tarmazan, social media manager și speaker internațional, filmat în Chișinău cu ajutorul casei de producție Pascaru Production. Mulțumim domnului Sergiu Pascaru și vizionare plăcută! Dacă trebuie vreun chip și la 2 de noapte și trebuie un proiect, mă sun, se rezolvă. Niciodată în viață nu m-am bătut. Dacă eu n-am avut în viața mea, genul de astea, reșală-vă. Eu să am vreun conflict de bătaie, eu nu știu cum să mă comport. Și asta este o generație care, așa îi mai spune, în popor, n-are frică de Dumnezeu. Dacă vorbim de bani, eu cred că banii trebuie să aducă bani. Eu deseori zic la oameni să se focuseze, să nu pierdă mult timp, să șteargă TikTok-ul. Adică e că n-am chestia asta că să vină Tony Robbins și eu zic aaa, Tony Robbins, chiar nu am. Și nu-mi place înălțimea. Oamenii de-am vor să-mi plătească, eu sar cu parapanta și sau știi ce care de la râmbiță nu pune. De nu, era nu, nu. Și ultimul fuck-up-ul meu a fost o aplicație în domeniul IT, pe analitică, în care eu timp de 2 ani de zile am investit 100.000 de euro. Și astea sunt bani pierduți. Eu putem să ne iau cvartieră. Trăim într-o lume în care cea mai importantă resursă sunt oamenii. Oamenii care nasc alți oameni, oameni care cresc alți oameni, oameni puternici și curajoși, care inventează, inspiră, schimbă cursul istoriei, înregistrează recorduri și merită să fie cunoscuți. Mă numesc Mocan Ion și oaspetele meu de astăzi este Dumitru Tarmazan. Salut, Dumitru! Străiți, noroc! Ce faci? Cum ești? Cât de ghine la noi! Așa, pe un vibe de weekend. Bine ai venit la noi și vreau să te întreb dacă ai face o mică prezentare într-un cerc de prieteni, cum te-ai caracterizat sau cum te-ai introduce. Știi, despre tine să vorbești, asta e păcat. Dar ca idee, de obicei eu spun că Dumitru Tarmazan este speaker internațional și digital expert. Adică eu practic ultimii 5-6 ani de zile conștienți din viața mea, mă ocup de partea de online, de partea de comunicare digitală și de partea de instruire în social media. Respectiv, dacă ai întrebat prietenii mei, apoi ar spune că Dima, asta ceva cu o să mamă, e cam așa zic. Eu cred că ești pentru, astfel te întreabă, pentru a miilea interviu cumva, cum îți spun, cum te introduci pe internațional, dar cum îți spun prietenii, pe numele mic, Tarmazan sau Dima? Cel mai des îmi spun pe familie, Tarmazan, e ca Dima și chiar, nu știu, eu mă adresez la oameni deseori pe familie, ei supără, dar mie îmi place când mie îmi spun Tarmazan, adică e ceva tare ok. Mama îmi spune Dimca. Dar prietenii Tarmazan, zic. Am înțeles. Dar de unde vine familia ta? Băi, ca să suni așa serios, să zici că eram niște boieri al lui Ștefan cel Mare. Dar, de fapt, cred că din regiunea Talmaz, ceva este legat posibil, este un sat Talmaz și acolo sunt mulți talmazanieni. Dar nu am rude acolo. Respectiv, într-o zi am spus că să mă apuc de partea asta de să aflu de unde tăți vin. Pentru că e Disney, cine știe, poate ceva acolo, ceva mai albastru curge în vine, dar eu stau simplu. Ok. Eu prima dată când am auzit de Dumitru Tarmazan, familia cumva m-a redirecționat spre Tanzania,
E cam ca și direcție. Încă sper că primați nu m-a dus nimeni, da. Sper că pe viitor, dacă ai să faci o cercetare de unde vin rădăcinile tale. Avem porecle în școală, Tarzan, îmi spuneau. Tarzan? Da, îmi spuneau Tarzan. Deci era, e că m-ai dus pe încolo, cred că este legătură. De ce Tarzan? Și că cred că sonor, tipă Talmazan, Tarzan, ceva genul ăsta. Adică. A, am înțeles. O să-ți dau o întrebare, așa, mai entertainment. De ce porți barbă? Oi, știi, eu înainte de carantină mi-am dat barba jos. De obicei fac asta o dată în an, fac un refresh. Și toți prietenii mei mai nu s-au dezis de mine. Deci dacă îi întreb ei, îi spun, Talmazan, te rog frumos, nu mai fă asta niciodată. Pentru că eu am început asta prin simplu motiv, pentru că eram tânăr și neliniștit, teenager care începeau să se berberească și mi-e alergii. Și eu cumva am lăsat-o așa, ca să nu am probleme cu pielea. Și așa s-a prins un image în jurul barbei. Dar e cam în carantină când am dat-o jos, copiii nu mă recunoșteau. Prietenii au zis că nu, asta nu-i. Și nu pot face contracte scumpe. Dacă mă duc să vând, maxim și pot vreo 100 de euro. Mai sus nu mă ridic. Dacă cu barbă, la cravată, la costum, aici pot și o ștucă să o negociez. Deci asta e barba, cred că de-am piși. A, la tine nu merge cu pixul fermecat, dar barba fermecată. Da, da. Care a fost cea mai puternică conștientizare a ta de până acum? Conștientizare? Eu nu știu dacă, știi, nenea Jobs spune așa o chestie, că doar peste un timp noi să putem uni punctele și să ne dăm seama ce s-a întâmplat anumite lucruri în viața noastră. Recunosc că foarte mult proces acum la mine țin de job, deci 20 din 24, capul e ocupat cu partea asta de lucru, momente și discutam chiar aseară cu fratele meu că sunt două sentimente pe care trebuie un antreprenor sau un om care are în coordonare să le simtă. Este unul, să luptă până la capăt pentru oameni și să nu-i teamă să pierdă. Și asta ține de angajați, asta ține de colegi, adică eu sunt gata să lupt pentru tine, dar să nu crezi că este așa în termenă rusă, net nezaminimăh людей. Să nu crezi că poți să manipulezi prin faptul că ești bun sau că ești cel mai bun. Adică în contextul ăsta, oamenii sunt un factor foarte important în viața mea și lupt pentru ei, dar nu mă tem să-i pierd. Mm-hmm. Interesant. Tu cum te consideri? Eu? Unul din cei mai buni. Știi, eu de mult, nu de mult, hai să spunem așa vreun an, doi, de când chiar am renunțat să cred că am nevoie de apreciere și când am început activitatea de online, noi eram printre primii posibil care făceau instruirile în social media, training-urile ori gratuite, ori costau 50 de lei, respectiv am început mult hate din serie, hai și aista, să mă înveți pe mine sau uite câte like-uri ai tu, și, adică chestia asta și eu un pic mă deranja și cumva părerea oamenilor influența poziția mea. După care cineva mi-a spus, Dima, dacă îți faci o analiză, nu o să găsești niciun om în lumea asta care nu a avut critică. Niciunul. Începând de la lideri religioși, până la liderii politici, până la cei mei sfinți pe care ei, și ei aveau cineva care zică, mă tin că nu faci ceva gen. Respectiv, eu chiar stare free cu părerea mea despre mine, cred că mă percep tare genial la anumite lucruri, și mai mult ca atât, nu cred că cineva din Moldova este în postura în care să îmi creeze concurența la nivel de adică am planuri mai mari. Respectiv, clienți pentru toți sunt, dacă vorbim de job, este piață pentru toți și nu aș concura cu brandurile locale, mai mult m-aș gândi la cineva internațional și atunci un pic este diferit și această conștientizare chiar m-a dus la proiecte internaționale și la statuturile care eu le-am de speaker internațional în organizații care eu 3 ani în urmă mă uitam la dânșec așa și mă învățam de acolo, dar azi eu predau acolo. Respectiv, chiar ajută un pic mindset-ul să-l deschizi și să crezi că se arată galben asta așa, nu se merită să te bați cu acolo cu vecinii. Dar care sunt organizațiile la care te uita? Eu am crescut la nivel de business management, unul din
proiectele care m-au influențat, cu siguranță asta este business modelist. Adică eu chiar am consumat atâta content și eu pur și simplu într-un zi am spus, dar des le scriu. Nică nu s-a primit, nimeni nu a răspuns normal. I-am scris și lui Osipov și lui Mișa. Și peste jumătate de an eu am devenit speaker în cadrul acestei organizații. Și, adică, e ceva în asta când îți pui un scop și când crezi că satul tău nu este finalul lumii, pentru că eu sunt la Sarata Galbenă și la mine era așa un concept. Că orice, lumea tătă e în partea stângă, pentru că în partea stângă era Chișinău. Leova și Cahulă în partea dreaptă. Eu nu înțelegem oamenii care stăteau la trasă și prindeau rutiera la dreapta. Tipa, trebuie la stângă încolo, lumea toată încolo, în direcția și aia. Respectiv, când îți mărești vizorul la nivel de hartă, care se mai cheamă inteligența emoțională inclusiv, când tu înțelegi că nu tot în viața asta se învârtește în jurul tău și inclusiv tu poți influența multe lucruri, e mai simplu să trăiești. Pentru că ai menționat de Cahul, eu catarez din Cahul. Avea, că tu treci la imbizat în el când vii la Chișinău. Da, eu trăiesc de fiecare dată. Da. Și ideea că eu trăiem, cred că, în altă parte și la mine era în dreapta Chișinău. La mine tot spre dreapta merge. La tine stângă. Da. Nu trebuie să fii și dreapta, stângă. Mereu e balanță. Vreau să te întreb, cum te-ai caracteriza Dumitru Talmazan la 10 ani? 10 ani în urmă sau peste 10 ani? Când aveai 10 ani. Când aveam 10 ani. La vârsta de 10 ani. Știi că eu aș, nu știu, asta și clasă e 10 ani. Hai să spun așa, eu dacă să luăm așa să răspund mai general, până în clasa 8-a, Dumitru Talmazan este, sau a 7-a, n-a să mă înțeleagă și care mă aud, dar este un lașaric. Adică, eu, nu că aveam, noi eram nu cei mai bogați, nici nu cei mai săraci din sat, dar noi nu eram foarte populari. Eu eram cea mai rea clasă. Asta erau, în școală erau așa clasă, A, B, C, D, E în clasă. Eu eram în E. Respectiv, eu eram în same, acolo loser-ne de obicei să socoteau. A erau topcicul. Respectiv, dacă îți arăt o poză de mea când eu eram clasa 5-a, 6-a încolo, era un peisaj destul de trist. Respectiv, într-un moment dat s-a întâmplat că eu am terminat școala de muzică și am început să cânt. Am început să cânt la acordeon, la chitară, cu vocea și brusc ca de acolo s-a pornit tot. Clasa 8-a, cam așa. Deci până la No Name, prost seara mâșca în masă, după care când am început să am o activitate, să mă implic în activitate de voluntariat, să mă implic în concursuri, să reprezint școala, și că calea asta a început să aduc un alt vector de oameni în calea mea. Am fost prezentator și participant la Radio Moldova, pe urmă interviurile, pe urmă voluntariatul și Siberia și tot așa. Care a fost momentul de cotitură din viața ta care ai spus eu decid de digitalizarea, marketingul ăsta? El nu a fost ceva de genul, băie, că îmi pare că trendul vine încolo, ar și strategic noi mai să facem digital. Îmi place să zic că progresul vine din două motive, din lene și din necesitate. Telecomanda, spre exemplu, oamenii au inventat-o pentru că ori era lene să scoale și cu atiorca sau cu plăscopțele să schimbe, pentru că era ruptă și ala. Ori pentru că el a realizat că e nevoie de un upgrade. Adică eu așa văd lucrurile. Respectiv, la mine a fost că eu prin anul 2004, mă tincă, am început 14. Am început activitatea antreprenorială și am deschis agenție de nunți. Noi organizam evenimente, special am des numai agenția. Și eu acolo am început să fac această activitate, foarte intuitiv, fără să-mi dau seama că eu fac social media. Atunci nu erau așa termene. Deci noi pur și simplu facem, noi postam ceva undeva, deși nu știu, nu pot să răspund. Dar ceea ce spuneam de criteriul ăsta de om, noi puneam întotdeauna în spate niște elemente. Noi făceam review-uri, sunt pe YouTube, poți să vezi review-uri cum se organizează o nuntă, făcute de mine, de la cap până la coadă, cum, când vin mirii prima oară, a doua oară, cum noi facem decor, cum e nunta, cum e feedback final, deci tot asta este mușa și 10 ani în urmă. Respectiv, noi vedeam sens în asta, foarte intuitiv. După care eu am mers să lucrez ca social media,
am lucrat la câteva organizații ca social media și 6 ani în urmă, cam, cumva e ca fiind în tema asta, deja s-a început să prind niște conturi și cineva mi-a propus să prezint în cadrul cursurilor lor, să prezint și știu eu, să dau sfaturi la nivelul de social media. Și noi am adunat la, într-o sală 100 de oameni care au dat câte 100 de lei și noi am făcut primul training atunci. Respectiv e că după aceea s-a pornit cumva acel trend de social media și chiar în raport cu alți, eu eram pur și simplu cu un pas înainte pentru că făceam asta mai demult. Noi din cauza că creierul meu era mai construit altfel. Pur și simplu eu mai demult m-am născut pe lumea asta. Știi că ceva genul ăsta. Apoi că așa s-a întâmplat. Pe urmă, asta o evoluat în niște analitică și niște pași adânci care ne-am început să simt. Și astfel noi am devenit, cu siguranță, unii din cele mai buni în domeniul ăsta. Dar nu știu pe cât timp. Pentru că vine o generație care rupită din urma lor. Digitalizată, modernizată, cum vrei ziua, dar e consumă contentul în 3 pași și e diferită decât noi, total diferită. Deci eu cred că noi nu mai ținem încă vreo 35 ani în piață, dar pe urmă vin alții. Ai să încerci cumva să-i angajezi în echipa ta sau să-i... E asta cel mai greu, nu din cauza că, dar e foarte greu pentru antreprenori să iei oameni puternici. E o provocare mare să iei oameni puternici în echipa ta. Dar la ce mă refer eu este că piața noastră, spre exemplu, acum noi vedem că avem un gap foarte mare dintre instrumente și piață. Deci instrumente digitale sunt foarte multe. Eu am finisat în februarie MBA-ul și am avut sesiunea de securitate cibernetică în Londra. Și ceea ce mie mi se predă acolo și ceea ce cunosc eu la instrumente, eu vin în Moldova și eu spun, deschidem Facebook-ul, nu uitați, schimbați poza, numele trebuie să ca în buletin, adică noi suntem un fel de basic, pe când cunoștințele acum sunt la analitică și performanță, big data, estimarea predictibilitatea cumpărării, adică instrumentele în piață acum sunt, spre exemplu, la nivelul 9, dar noi suntem la nivelul 2-3, ca piață, ca business, ca oameni. De ce? Adică tânăra generație care vine, ea va sări peste vreo 6 puncte și deodată îți vine cu realitatea virtuală. Dacă acum noi integrăm realitatea virtuală în două afaceri, unul asta este albumele de absolvire pentru școli și în nunț se integrează realitatea virtuală foarte fain. Și al doilea asta este imobiliar, în care tu poți stai și ți-am pus ochelare și tu te uiți la vreo 10 apartamente. Sau, spre exemplu, ai dus telefonul către albumul tău de nuntă și te uiți video despre cum a fost acea fotosesiune. Și asta este total alt vector de produs, de direcție în care oamenii... Noi ne uităm la așa film care se chema Det Spionov. Și atunci era așa un fel de wow, el a pasat și apare, nu știu ce e acolo. Asta este, amui asta este un fel de pe AliExpress poți ții ceas de ăsta care apeși și îți iese galograma la nivel de date. Sau pe, la mașină, pe ESP, sticlă, da? Adică asta deja este realitatea noastră și 5-10 ani de zile lumea total s-a schimbat la toate direcțiile de consum. E că ai menționat de școlari care vor să facă cumva albume. Asta e la cererea, este cerere pe piață la cererea lor? 7 ani în urmă am făcut proiectul ăsta. 7 ani în urmă. De ce nu l-am realizat? Pentru că mi spuneau că în sate nu o să fie internet. Pentru că logica proiectului se cheamă PromCapsula. Logica proiectului este că noi pe lângă poze, noi filmăm cu tine 3 videouri și noi le arhivăm în capsula timpului. Tu primești aceste videouri peste 3, 5, 10 ani de zile. Și tu poți să vezi cum tu gândeai 10 ani în urmă. Sau tu pe copilul tău în clasa 1 el filmează și el în clasa 9 să vadă că el vrea să fie cosmonaut, dar mâine el pur și simplu lucrează la stroică. Și poate asta să-l motiveze o leacă. Nu că stroică ar fi rău sau cosmonaut foarte bine, dar pur și simplu niște emoții, niște content care noi nu avem acces acum. Respectiv, asta trebuie, era tehnologia QR codului, am mai noi integrăm tehnologia VR-ului. Și nu era internet. Și din cauza asta îmi spuneau, nu, n-a să meargă. De ce? Noi am vândut atunci vreo 300 de modele și acum repornim în septembrie iar. Reînviem cu alt format, cu alt vector, pentru că tânăra generație are nevoie de asta. E, rezonează cu direcțiile astea.
Înțeleg. Cum crezi, după experiența ta care o ai până acum, care este parcursul unui tânăr sau unei persoane ca să devină expert? Dacă tânărul omul are 20 de ani, să fie greu. Pentru că tânărul de 20 de ani are o problemă, face parte din societatea generației XYZ, generația Z, și spre Alpha. Și asta este o generație care, așa îi se mai spune în popor, n-are frică de Dumnezeu. De ce zic așa? Pentru că ei pur și simplu au crescut în așa condiții, ei nu sunt vinovați. Este generația freelancerilor. Uh-huh. Freelancerii, adică el n-are un lider, el atât de free, că el foarte repede consumă tot și nu memorizează multe. Pe când părinții noștri sau că oameni cu vârsta 35-40 încolo, este așa un fel de stabilitate informațională și poziționare. Deci expertul, ce nu-i ajunge tinerii generații unui tânăr, este răbdare. Ei nu au răbdare. Ei vor amuși aici. La tine vine un om de 20 de ani și nu trebuie cât salariu vrea. El zice că băi, așa să ne ajungă să trăiesc. Adică ei nu înțeleg că ei trebuie să aibă salariu așa cum el lucrează. Dar el are poziții cât îi trebuie. Deci e mai mult cer de la lumea asta decât oferă. Sunt excepții, noi nu generalizăm cu siguranță. Dar ca generație e mult mai greu să lucrezi cu un tânăr decât cu cineva mai în vârstă, pentru că logica de consum și logica de a te pune într-un rol în această lume, tânăr generație n-are răbdare. El mâine îți duce ieri pe AliExpress niște husuri, pune $15 deasupra, vinde husurile astea, îți schizi firmă, el n-are, că el n-are voie de aprobarea ta, că el să știe de succes. Deci când noi, dar expertul, asta este timpul. Expert asta nu numai să știu să setez publicitate, asta înseamnă că noi ultimii 2 ani de zile, de ce nu avem niște titluri de expertiză și de ce aș putea să mă expun? Noi ultimii 2 ani de zile la noi au absolvit peste 3.000 de absolvenți. Noi practic cu universitate am scos în lumea asta social media. Noi avem peste 30.000 de participanți la evenimente. Eu am promovat peste 200 de companii medii mari cu buget de peste 300.000 de euro. Adică, dar asta nu poți să o faci într-o zi. Asta trebuie timp. Și acolo timpul nu le ajunge. De ce? Dacă nu o să le dau sfat, dar dacă să zic ce trebuie să faci, este unul, să dorni și te speli pe dinți, să înveți mai mult decât ceilalți și să-ți dai timp ție ca cunoștință pe care le-ai căpătat să poți să le implementezi. Pentru că Google omul știe tot. Și informația, oamenii vin la noi nu după informație. Pentru că tu dacă vrei informații cum să setezi o pagină de Facebook, du-te în Google și scrie How to set up Facebook page. Și acolo tot este pas cu pas. Tu vii la mine ca eu să-ți dau adaptarea problemei tale în contextul instrumentariului. De asta doar prin experiență se face. Asta nu se face. În Facebook sunt 2 miliarde de utilizatori. Sunt trainer de știu din seria asta. Și e un level și ăsta de început. Dar dacă vrei să fii expert, trebuie să poți să răspunzi la întrebări. Deci am timpul. Am înțeles. Dumitru Talmazan are frici? Frici? Două jostche mari și eu mă tem de șarchi. Doamne ferește! E ca fia! Și nu-mi place înălțimea. Oamenii de-am vor să-mi plătească eu sar cu parapanta și sau cu... Știi ce care de la râbniță, nu știu unde. De nu, era... Nu. Nu, ni se moaie tăt, ni stai parcășoarele și eu gata. Înălțime și șarchi, ninavijă. Ai avut coșmarul? Nu știu coșmarul, nu știu, e ca așa, eu mă gândesc la asta, știi, eu dacă leș, îți faci cat acolo tot frumos. Adică, în sensul ăsta, chiar e o chestie de, nu știu, din interior, poate. Parcă n-am avut traume psihologice în copilărie, n-am trăit pe mal de stâng sau undeva. Adică, pur și simplu, așa e ca înălțimea, așa. Dar vreau să sar cu parașuta, vreau într-o zi. Când n-a să am și pierde, când n-a să iau mai mult credit, zic, dacă și apă, fără instructor. Să înțeleg că asta e și cea mai mare provocare pentru tine. Da, un mirit crasiv. Mai ai alte provocări în viață? Pe lângă disăretă într-o zi. Nu știu, provocarea... Eu am probleme cu maștabul. Eu după temperament, sunt vizionar. Și cea mai mare problemă mea la nivel ca provocare, dacă vorbim nu de frică, este să duc lucrurile până la capăt.
Deci acum în echipa mea sunt foarte mulți oameni care au capacitatea să mă ajute să le duc până la capăt. Eu să inițiez și vreun proiect dacă trebuie, mușă mâine, mușă, dar cine să-l facă e că asta talmazană, el îl dispară. Pentru că mâine alt proiect și el se aprinde cu altceva și... Da, da, trebuie oameni sistemici în echipă, care să iei și spui, stai, iați, ai numărat, tan, tan, pas cu pas. Deci, în caracterul meu este o schimbare foarte mare de la viziune, la nu acțiuni, nu că nu lucrez sau nu-mi place să lucrez, dar, pur și simplu, eu, genul, dacă trebuie vreun chip și la 2 de noapte și trebuie vreun proiect, mă sun, se rezolvă. Dacă de făcut asta în fiecare seară, vrealele talmazan o să vină, el îți desânfăre. Să prinde repede să înflare, să prinde repede să înflare. Deci dacă ai reușit să beneficiezi tot până el s-a înflat, super, dacă nu, să duci și pe apa să înmite. Da, spuneai că ai în echipa ta oameni sistemici, cum ți-ai format echipa? Eu cred că toți antreprenorii sau oamenii care au vreo afaceri știu că provocarea cea mai mare nici nu sunt banii, nici ideea, oamenii. Oamenii care se facă, oamenii care se rămână, oamenii care se pot să ai încredere. Eu am câteva afaceri, agenția e una din ele, noi ultimii 2 ani de zile vreo, poate 3 ori am schimbat echipa, din diferite motive, nouă nu ne convine, noi nu le convenim, oamenii pleacă, respectiv, un plus în digital este că eu sunt vizibil ca digital comunicare și oamenii se adresează singur la noi. Spun, uite, aș vrea să fac internship, o să lucrez vreo lună gratuit la voi, să-mi șeruiești experiența ta. Sau, da, vezi de lucru, sau eu mai fac un anunț, adică în contextul ăsta, aici noi am avut noroc. Dar în management, doi oameni, un din ei este partenera mea pe o afacere, voile sluce, că ele se intersectează. Foarte multe lucruri se întâmplă întâmplător în viața asta, care îți schimbă pur și simplu. E că cați, nu găsești. Și pur și simplu te oprești să cați câteodată. Te concentrezi la altceva și hop, vine omul în calea ta. Și îți prinezi ceva frumos. Și asta e diferența între antreprenori, capacitatea de a forma echipe. Eu nu sunt cel mai bun manager, din motiv că programul meu de lucru nu este stand in office. Și eu nu pot sta continuu lângă echipă ca să monitorizez, ca să văd care chestii. Deci e că partenerii mei mă ajută în sensul ăsta. Și eu de obicei sunt mai friendly, așa, eu sunt mai drujeschi. De ce eu am oameni care pot să ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta și mai severi și mai sistemici în sensul ăsta. Am înțeles. Înseamnă că tu ești persoana care vede oportunitățile și le... Așa aș putea spune. Mai mult le inspiră și cată resurse ca partenerii sau colegii de lucru să ajute să implementăm aceste resurse. Cred că ai o calitate foarte bună. Da, eu sunt de acord cu tine. Înțeleg. Dacă cineva te-ar întreba ceva despre părinții tăi, ce fac, cu ce se ocup, unde sunt, cum sunt, tu ce le-ai spune? Părinții mei sunt la Sărată Galbenă. Ei, mama mea lucra acum este la pensie, lucra în domeniul, eu îi spuneam vier, mama e vier, el lucra la JI, cum spune, eu zice, okay. Mama e vier. Dar tata e constructor și apropo, noi azi filmăm, azi e ziua constructorului. Da? Da, azi e ziua constructorului, respectiv tata acum este la pescuit, asta este o tradiție. Iar eu am venit din sat pentru că era ziua lui mama, am plinit 65 de ani. Respectiv, ei acum sunt acasă, ei acum beneficiază de natură, grădină, o capră și liniște din Sărată Galbenă. Dar ei totdeauna au fost muncitori, adică nu e din categoria intelectuală, ei au fost muncitori pe câmp, tata făcea casă, mama era în câmp. Înțeleg. Dacă despre familia ta... Povestește-ne ceva despre soția ta. Soția mea este de la nord, de la Zguriță. Tot în stânga te-ai uitat. Da, e de la nord de acolo, nu știu unde e nord, dar e de acolo. La mine așa, e de acolo. Respectiv, ea este din Zguriță, însă ei au trăit în foarte multe locații. Ea mi-a adus pe lume doi băieți gemeni, ei acum au 7 ani.
Și familia deja, vreo 9 ani căsătorit. Este o provocare și un nivel total diferit de management a timpului personal și a timpului în general. Dar ea, cu siguranță, mi-amintesc când am început o activitate antreprenorială. Ne-am discutat că, uite, cine că din tema anunț, cum trei, știi că n-ai program, pentru că te duci sara și vii sara, respectiv fie că aici am un suport foarte mare la nivel de program. Eu pot să vin la 1 de noapte, la 2 de noapte, pentru că un proiect sau ceva, sau reținere pe niște meeting-uri, și ca întrebarea asta nu este pusă, gen, deși e la ora 9 după lucru, n-ai venit acasă. Deci aici este un suport foarte mare, ea este profesoară de limba engleză, predă engleza online, este un proiect Yellow Yang, care predă la mare parte moldovenii noștri care se află psihotare. Și ei de obicei au nevoie de engleză și prin Skype, asta până la carantină, nu asta e mainstream, modna, dar ea asta face deja de 2 ani de zile. În contextul de comunicare și are clienții în online unde le predă prin Skype engleza și se ocupă de copii. Cred că tu ajuți cel mai mult pe partea de online. Cumva am inițiat eu gândul ăsta, hai să facem. Am și o soră care are la fel un proiect în direcția asta, numai că matematica online. Nu engleză, dar matematica online. E puteți fi online în sensul ăsta. Și da, eu ajut pe partea de împachetare, publicitate, ea doar predă ca tehnic. Însă ea acum este un TikToker înrăit. Are de 30 de ori mai mulți followeri ca mine. Da, cu engleză a intrat în TikTok și acolo are 17.000 și ceva genul ăsta. Adică eu cu 1200. Adihaiu. Adică avem acasă influencer cu alte cuvinte. Am înțeles. Care este cel mai bun fel de mâncare pregătit sau cumpărat de către soția ta? Ea a început să facă borș gustos. E ca ultimii ani și este un fel de mâncare care e caronă, e ca dacă sunt cartofi cu cășcaval. E ca nu știu ce face acolo. Ori era, nu știu dacă ai văzut filmul ăsta, Mr. și Mrs. Smith. Mrs. Smith întotdeauna îi gătea mâncare, dar îi aduce la restaurant. Întotdeauna e, nu știu cum face. Ori Dorina mutește ceva, ori e real, face borș și cartofi gustoasă. Super. Dacă ai primi acum 1 milion de euro, ce ai face cu ei? Dacă ar fi așa procentual de împărțit? Știi că partea asta de cheltuială bani, eu bănuiesc că și iarăși, inclusiv luând în vedere cum eu îi cheltui, există foarte posibil multe care eu aș face reinvestiții. Adică eu am prins deja gustul investițiilor în afaceri sau în sistemul ăsta, deci cred eu că o foarte bună parte de bani ar merge anume pe direcția de afaceri, ca orice moldovan i-aș cumpăra mașină. Nu, aș schimba, cred, cu siguranță. I-aș cumpăra o zapravcă. Știi, trebuie să răspund cum aș vrea sau cum trebuie. Este deja două lucruri, cum trebuie sau faci remont. Nu, ideea este că 1 milion cred că n-ar da nimeni, dar dacă vorbim de bani, eu cred că banii trebuie să aducă bani. Paradoxul afacerilor este că dacă vrei să faci bani, trebuie să ai bani. E că asta e cel mai tare și nu-mi place în afacere. E că genul, vrei să faci bani, trebuie să investești bani ca să faci bani. Și dacă n-ai capacitatea și n-ai cultura banilor, dar noi în Moldova, eu cred că noi n-avem cultura banilor, adică genul să te învețe de mic copil, că tu ai bani de buzunar sau că tu trebuie să investești, că tu trebuie să, adică tot asta pe drum tu înveți momentele astea și zeci de sute, cred că, de cifre noi pierdem pur și simplu că nu știm să administrăm banii. Și timpul, cred că două ingrediente, bani și timpul, dacă ar introduce educația financiară și educația time management în școli, ar fi un ghine pentru societatea asta tare mare. Dar tot pe online? Poate și offline, dar pe online acea variantă. Ideal. Da. Dacă ai fi mai nișat, care ar fi cea mai bună investiție pentru tine? Care aș face eu? Da, care faci tu? Eu de mult vreau restaurant, dar e o chestie de
care se realizează acum, posibil într-o formulă nu cum vreau eu, dar un local deschidem acum. De ce? Adică mie îmi place domeniul ăsta Horeca, dar chiar știi, eu poate nu-l înțeleg încă, cu siguranță. El e foarte complicat, mai ales în perioada în care noi ne aflăm, e foarte complicat. Dar el e foarte mare ca capacitate. Mie îmi place să gătesc. Eu, unul din feciori, îl cheamă Oliver și numele l-am auzit la Jamie Oliver. Și adică ca domeniul ăsta pentru mine este foarte aproape, ca marketing inclusiv. Adică mie mi-e interesantă industria din interiorul Horeca la nivel de marketing. Și în chestia asta ar fi. Dar dacă se vorbește de investiții strategice, posibil fi imobiliarele. Adică cu siguranță, dacă vorbim de partea asta unde se investește, asta este imobiliare. Dar eu nu sunt bun în investiții, cred că eu cheltui banii mai mult decât îi fac. Și ăștia, sistemele creditare nu m-ați bucuras. Nu mă să bucură. Înseamnă că tu ești principalul client. Da, eu am avut credite la toate companiile. Dacă trebuie consultație, unii trebuie progenul de el, și de ceva, scrieți în privat, se rezolvă. Ok, vând că ai menționat, la ce pot oamenii să mai apropie din stintre prin consultanță de creditare? No, eu în cursuri, dacă vorbim, eu cred că mă asociez cel mai mult cu expertiză pe partea de comunicare digitală. Mie îmi place să vorbesc despre asta, eu mă pricep la asta, eu am experiență în asta și eu și la studenții mei spun întotdeauna că dacă aveți numărul meu sau dacă îmi scrieți, puteți să îmi scrieți la orice oră. Eu n-am problemă să răspund la ora 3 din noapte dacă eu nu dorm. Dar eu pot să nu răspund la 12 de zi dacă eu sunt ocupat. Deci adică dacă oamenii au o formulare concretă, deseori oamenii au așa chestii de scris și îmi spun, Dima, la mine nu lucrează reclamă, ce să fac? Băi, 10 de motive de ce nu lucrează, adică cel mai banal poate pentru că n-ai pornit-o, adică ești trebuie de văzut, sunt detalii. Deci oamenii dacă au întrebări la care eu pot răspunde audio sau la telefon, n-am probleme. Nu odată în viața mea, acum recent chiar, este un personaj care anume în industria Horecii m-a salvat de la o investiție incorrectă și pur și simplu a fost un bun care mi-a dat sfaturi. Deci, dacă noi putem fi de folos unui altuia și asta nu ne ia mult timp, eu sunt numai pentru colaborări. Se toaște de asta într-un timp. Am înțeles. Mi se pare restaurantul tău în care vrei să-l deschizi cumva, e un detox față de online? Sau? Eu desori fac detoxuri, poate fi. Eu aș vrea un produs palpabil, dar eu, spre exemplu, weekendurile tare des nu postez nic. Tare des. Eu, nu că sătul, dar eu cumva deja am înțeles că online-ul ăsta, el e bun, el lucrează, dar oamenii atât de mult au mers în online că eu i-au pierdut offline-ul. Eu i-au pierdut contactul cu oamenii, eu i-au pierdut legătura pentru cine ei postează în online. Adică noi acum postăm în online, de parcă noi postăm în online, dar noi ca tare postăm pentru oamenii care se află în online. Deci eu deseori zic la oameni să se focuseze, să nu pierdă mult timp, să șteargă TikTok-ul, pentru că acolo între două ceasurile pierzi din viață așa, lehco, și te întreg, dea-mi oara, TikTok-ul e gine să like, stai în rând, ca să nu te nervezi în rând, ți-ai pus TikTok-ul și poți încă și dai drumul la oameni, să spui, vă trești că eu mai am aici, încă de făcut scrolling. De ce? Adică, recomand și la cei care ne privesc să facă detox de online și să nu uite de oameni, cu siguranță. Am auzit în interviurile tale că pe viitor ar fi momentul că stăm în rând și online. Către asta se îndreaptă? Sau? Știi că în Londra, amăi oameni stau în rând în online la procurarea produselor. Adică livrarea, companiile de livrare nu reușesc să livreze. Și dacă tu vrei să comanzi, acolo este cultura, noi avem Rudy pe Londra, este cultura să comanzi produsele, nu de pizza sau asta, dar cartofi, ceapă, apă, te-ți aduci sacoșul la ușă. Respectiv, ei noaptea intră pe site ca să facă placement-ul, ca cumva mâine, seara să le duc. Respectiv, acolo este rând în online, el deja este. Noi spunem, de el deja există, adică serverul nu ține, pentru că prea mulți solicitări,
prea puține resurse, aceea, adică e complicat asta. Tot din interviurile tale, menționai tare des cumva Moldova și țările din împrejurim, că suntem cu 10 ani în urmă, mai în urmă. Eu am auzit odată că suntem cu 50, înseamnă că noi ne-am ridicat? Sau... Cred că depinde de nișă. Dacă vorbim de online, 5-10, cam asta e. Există așa o chestie care se cheamă Gans Chart. Dacă scrieți în online Gans Chart, acolo este un chart, niște grafice. Și tu poți iei orice industrie, orice industrie, și să te uiți evoluția acestei industrie. Și să vezi pe ani cam predictibilitatea încotro merge asta și cum a fost. Și poți să vezi că, în principiu, tare multe sunt chiar așa cum se planifică. De ce noi, când vorbim de partea asta de digitalizare afacerii, de online comunicare, e că în asta eu mă refeream la 5-10 ani de zile, pentru că ceea ce vedem, e că noi avem un hype negativ și pozitiv mare pe concursurile cu mașinile, da? 5 ani în urmă în Moscova, 3 ani în urmă, găsam gusei în ștăța ăștia, ei mașinile le dădeau la concursuri și asta era normal. La noi, nici pe aproape, noi 3 ani în urmă am făcut primul giveaway, am dat niște iPhone și niște chestii și nu a mers. Adică nu a intrat, pur și simplu, în piață, oamenii nu făceau follow. Nu era cultura asta. Și uite, peste 2-3 ani de zile la noi asta, măi, deja în masă se face chestia asta. Da. Deci, adică, dacă voi vreți să faci ceva business sau ceva vrei idei, pur și simplu, știți-vă într-o călătorie până în Moscova, până în București, până la minimum la Zatoca. Și uitați-vă ce se întâmplă prin prejur și vine la Sărăta Galbenă și fă business-ul este așa și de succes. Adică mulți asta o fac în industria chiar și de Horeca. Mulți. La noi e Sușile când au venit. Tot câțiva ani în urmă. Sau Narghileaua, sau alte produse. Adică sunt produse care real în lumea asta, de mult ele sunt un fel de băi, de-amu și mâncă uita ce înseamnă asta. Dar la noi gen, wow, hot dog-uri sau nu știu. Adică e ca despre asta este că noi chiar cumva suntem la integrare, nu la cunoașterea de produs, dar la implementarea acestei idei noi suntem o leacă mai în urmă. Pentru că suntem idei, pentru că noi avem investiții, pentru că multe pentru că de ce. Dar asta e fapt și factul ăsta putem să urmărim ani de zile deja. Cine sunt mentorii tăi? De la cine te inspiri? Ar fi fain să pot să-ți spun acum că am un plan pe direcția asta la nivel de mentor, pentru că ar fi corect să ai oameni. Nu sunt oameni în statut de mentor. Am prieteni care sunt în aceeași nișă ca și mine și cu care noi deseori la o vorbă, la de-asta, o comunicare de decompoziții, zicem noi, discutăm problemele noastre, ei nu sunt mulți, eu sunt vreo 3, și plus este contentul YouTube-ului la nivelul de, spre exemplu, acum eu ascult, este un curs al Fyodor Ovchinnikov, mă dincă, se cheamă Papa Brand, Brand Father. El despre marketing, despre direcția asta de crearea brandului și cât merg în mașină, adică la mine vorbește cu online-ul. Și aici, inclusiv, ca elementul ăsta de podcasturi, ca trenduri, ele sunt de mult podcasturile în psihotare, ele sunt, dar noi de BMU-ia, oamenii încep să scrie podcasturi, să le asculte, să folosească în mașină, în loc de muzică, să vorbească cineva la nivel de traininguri. Adică elementul ăsta eu îl consum și dar se zice că pe fiecare din direcții în viața ta ar fi fain să ai un mentor. Eu încă nu am. Eu sunt mentor pentru câțiva, pe partea de digital. Am pe partea de doar rezolvare de probleme, dar să am așa stabil pentru că mentorul inclusiv și-ți plătești. Adică tu duci și spui, Nicolae Petrovici, eu sunt gata să vă plătesc pe lună, e ca atâta. Sau dacă el poate fi gratuit, dar internațional, asta este un job pe care tu-l faci, pentru că eu la 3 de noapte poți sunt pe tine și spun, uite, eu am o dilemă pe partea de sănătate, eu trebuie să slăghesc. Și ai un fitness mentor care o să-ți sun la fiecare 3 ori și o să spui, alo, tu n-ai uitat că trebuie să faci sport. Adică în direcția asta, pentru că noi suntem lenoși, așa, noi găsim argumente zeci de ce să nu facem. Și atunci oamenii din jur poate să ne ajute să atingem scopurile noastre.
care ar fi mentorul care de pe internațional care ai vrea să comunici, care sau în top listul tău, dacă este? Nu am cineva. Eu nu sunt tipul de persoane care am staruri. Adică eu că n-am chestia asta că să vină Tony Robbins și eu zic Tony Robbins, chiar nu am. Mi-ar fi interesant să vorbesc cu Gary Vaynerchuk. Este unul pe digital comunicare foarte puternic. Mi-ar fi interesant să vorbesc cu Ayaz Shabudinov. El e un tânăr foarte, destul de popular în sensul ăsta. Cu Gandapas, pe care îl ascult, ar fi interesant să comunic. M-aș simți destul de onorat să ne cunoaștem ca direcție. Pentru că are creier, se vede. E aproape stilul meu de gândire, spunem așa. Dar nu din cauza că e superstar. Adică n-am chestia asta, genul stau în rând, trei nopți, ca să pot să-l văd pe Gary Vaynerchuk. Nu ia. Adică nu e tipul meu de a trăi. Mm-hmm. Ești propriul role model cumva? Știi că eu chiar și tai dacă față de mine se lansează așa proces. Adică eu nici nu vreau ca cineva să creadă că genul, noi deci sunt oameni care ne simpatizează, care cred că noi am obținut multe lucruri. Nu le dau voie să se simte incomod de parcă Talmazan ar fi cu superstar. Nu, mâine tu prostă să ieși sapă mai mult și mâine să fii tu în tema asta, ori în altă temă destul de bun. Deci adică nu... securitate NASA în fază. Cine știe, poate ca să mă uit peste vreo 2-3 ani de zile și eu am zis că, și asta am vreo 4 bodyguards prin spate. Adică, dar de principiu, eu cred că oamenii vin la oameni, de facto, și cât mai simplu ești, cu atât mai mult return of investment de simplitate poți scoți. Noi nu suntem în etapa în care, cu frica, nu știu, cel puțin mindset-ul care l-am acum, dar el se schimbă, cu siguranță. El spune că trebuie de... folosesc desea rusisme, eu sunt din Sărtăgaldă, acolo noi vorbește limba haholească, ucrainească, e o limbă combinată dintre rusă și ucrainească, și eu desea folosesc rusisme și vreau să zic că este că будь проще, к тебе люди потянутся. Adică și asta lucrează foarte bine. Tu faci sport? Oi, eu am abonament. Adică am abonament la fitness. Da, la cel mai, zic eu, bun fitness, cu saune, cu trenajoare, cu tot ce vrei. Câteodată fac stories-uri, că sunt la sport. Dar eu cred că sunt tipul de om care până nu frige, nu e radical decizie. Eu într-o zi am îmbrăcat... nu știu cum se zice asta, vadalască, da? De asta știi care e cu asta. Și am văzut că am burtă. Eu prima oară în viață, asta era anul trecut, am realizat că eu am burtă. Atunci la mine și-a un fel de... what the? Și am mers la fitness și în 2-3 luni de zile am dat jos vreo 6 kg. Am făcut cardio mult am făcut cardio. După asta am revenit la mele 80 de kg în urmă și din când în când mă duc la fitness. Dar eu nu înțeleg oamenii și eu, nu știu, eu e ca n-am chestia asta care, genul, eu după ce am alergat așa sunt, energie în mine, e ca așa, eu niciodată n-am simțit asta, e serios, eu că dacă stau în saună, sau e ca eu pot să ieși, zic, e ca eu m-am hodinit, dar e ca să pot să mâncar de la sport, nu e a meu, poate, dar n-am. Aș vrea, înțeleg că asta, pe lângă faptul că asta e frumos, pe lângă faptul că asta e trend, dacă asta încarc și e sănătos, cu siguranță, dar eu că nu mă încarc de la asta. Cred că trebuie să găsești un mentor. Cred că un mentor sau vreun tip de sport nu este exclus. Vreau să încerc boxul. Eu niciodată în viață nu m-am bătut. Dacă eu n-am avut în viața mea, genul de este reșalava. Eu să am vreun conflict de bătaie, eu nu știu cum să mă comport. Pentru că eu niciodată n-am avut probleme. M-a oferit calea de chestia asta. Și zic că trebuie să mă duc la sport, e Disney și mă așteaptă în viața asta. Trebuie să am hook spravă, ceva pus. Nu, ai spus că ai să ai vreo 10 ani, 4 pati. Da, care îți spui că ne bei te dimă. Vreau să te întreb,
despre MBA-ul tău din, din Marea Britanie. Ce ai învățat tu, cel mai puternică informație pe care ai luat-o tu din, din MBA? Eu nu cred că MBA este despre informație. Okay. Eu nu cred că azi noi putem să spunem că cineva dă informație. Informația nu este o valoare la nivel de piață, la nivel de... Genul, atât de mult a fost inventat, dacă așa să vorbim. MBA-ul este altceva. MBA-ul este o experiență de 12 luni în care săptămânal tu te afli într-un mediu în care în grupa mea noi eram 30 de oameni în care erau nieni care aveau fabrici, aveau nefti, aveau jumătate de taigame și mai aveau acolo. Adică și ei vorbeau eu așa cu mine. Dima, davai padeam, davai zdelem. Și tu prinzi un alt vector de networking, asta este primul element. Al doilea element, asta este nemijlocit că stilul de predare în MBA este un pic diferit de școală. Acolo nimeni nu merge, ai notă să primești. Acolo este studiu pe study case-uri. Noi, spre exemplu, studiam la nivelul de un element mit sau realitate, nu știu, dar în China sau în Japonia, că pot greși aici, nu se consuma cafeaua. Compania care a intrat cu cafea în această țară a dat-o în bară, pentru că ceaiul se consuma. Respectiv, ei 20 de ani de zile au intrat în această țară la nivelul de hrană pentru copii. Și în hrana asta era cofeină. Ei au schimbat în ADN dorința de a bea cafea. Adică, știu, când studiez niște maștaburi de proiecte în care nu genul buspoți de 5 baxuri și avem rulajul 1 milion de lei pe an. Adică acolo, când tu îți dai seama e că maștabul este, când tu mergi, pe exemplu, noi în Londra am fost și noi discutam pe securitate cibernetică cu consultantul Margaret Thatcher și el când vorbea de niște cazuri, tu îți dai seama că tu ești așa o furnicuț mititică. E că și când revii de acolo, eu nu vreau să concurez cu noștri local. Nici tot una că studenții noștri fac cursuri, nici tot una că sunt colegi care au, nu știu ce mai au, comunități. Eu n-am nicio emoție. Unii zic că ai văzut că așa l-au fornit cursul. Nici în crâlă de tăți, pentru că eu când vin de acolo și eu văd că noi suntem zinc, dar ei vorbesc despre maștabul de milioane, tu spui, băi, nu trebuie aici să ne batem. Lasă facă, eu mă duc încolo. Eu mă duc acolo pentru că acolo la un procent de eficiență de 1%, eu s-am mai mare rezultat, pentru că pur și simplu maștabul e mai mare. Deci aia pentru mine MBA a fost mai mult mindset, mai mult elementul că în lumea asta există ceva mai mare ca tine. În lumea asta există oameni care au obținut mai mult ca tine, la vârsta ta. Și atunci tu începi să te simți un fel de neîmplinit, neideal, lenos, dacă vrei. Adică tu vezi că dacă rămâneai în Sărata Galbenă, asta nu e rău. Dar tu puteai și zvizda Sărata Galbenă, dar în Chișinău te nicto. Deseori este paradigma asta când vin pățănașii din sate în universități. Și în sate erau cei mai topovi la discotecă. Și când au venit în universitate, aici e vopșe neacom. Apoi că tu te duci mai departe, tu te duci undeva în afara țării, de dacă te duci într-un context în care există oameni care operează cu cifre de milioane, tu te întrebi, normal, așa e un concurs de 10 oameni cu 50 de euro, un pițot euro așa pe lună, normal așa, adică ea, la cafea lasă banii ăștia. Și asta te faci să crești. De ce? Pentru mine asta a fost. Din toată experiența ta acumulată de până acum, ce le-ai recomanda celor care ne privesc? Eu cred că ce ține dacă, poate de partea dacă digital marketing? Ține de partea de acțiuni, dacă ține de partea de digital marketing, cred că ține partea de focus. Există tare multe trenduri. Există tare multe rețele sociale. Există tare multe de multe. Dacă să fugi după tăte, n-ați prins nic. Focusul este ceea ce n-ajunge la foarte mulți de noi, elementul de să iei o rețea socială. E Facebook-ul și fă acolo ghine, sau e Instagram-ul, sau e adnăclasnicii. Dacă tu o să alergi peste tăt, tu n-ai resurse. De exemplu, ca să abuzdați, ca să iei în val YouTube-ul, spre exemplu, tu trebuie să ai video production.
E că oamenii se uită, mă, la noi, de aici stau încă doi oameni care sărași în chișoare stau, e că două ceasuri când noi vorbim. Și încă stau trei camere și pitlicică și lunină și asta. Asta e production, nu te-ți poate și permite elementul de production. Dacă nu faci production, nu poți să te bagi în platforma asta. Și atunci oamenii când încep să sară cu sapă la vârtăliot, nu iese nici bun din asta. De aceea afacerile trebuie să înțeleagă că prima ce trebuie să răspundă la întrebarea, unde este clientul? Unde este el? Nu unde îți zici talmazan, nu unde ți s-o păruție, dar unde este el. Dacă el este la piața centrală, nu-ți mai trebuie ție Facebook-ul niciodată în viață. Pur și simplu e și pune placatul ăsta, kebab, așa și scrie, kebab, și înclie-l la tine pe perete. Și asta îți lucrezi de 10 ori mai mult. Mulți vor așa, tipa, să fim curtii, să avem Facebook, să avem Instagram, dar clienții noștri sunt frizerii la piața centrală. Lor nu le trebuie, să fac prăciosc lor trebuie, ei n-au nevoie să se frezeze, n-au nevoie de cafea, ei n-au nevoie de aliment. Când tu faci frizerie la piața centrală, dacă tu faci frizerie în mall, tu nu poți să lucrezi ca la piața centrală. Tu trebuie să ai client service, mobila trebuie să fie din piele posibil, lumina trebuie să fie caldă, cafeaua trebuie să fie gratuită și să nu spui la urmă, da, capul spălăm sau nu? Da, la piața centrală întreabă, spălăm capul și tu. Ei, economisăm 5 lei, oricum mă duc acasă, nu spălăm capul. Adică în saloane astea nici nu se întreabă. Și atunci tu înțelegi că clientul tău este acolo și tu trebuie să fii acolo așa cum el îi place. Și atunci rezultatul o să vină mai repede. Dar dacă noi să budem pistăți și neacio, o să pierdem bani. Bună abordare. Tu ai recomandat persoanelor despre focus, dar tu ești vizionar și nu prea l-ai. Da, eu nu l-am, asta e marea provocare mea acum la nivelul de focus pe nișă de business, pentru că eu am posibilitatea să mă implic încă vreo 2-3 proiecte mai. Și dorința mea de a face este mai mare decât dorința, decât capacitatea de a face. Și inclusiv oamenii din jur sunt cei care mă ajută eu să mă focusez. Eu singur nu pot. Ei mă ajută, doar că ei știu că cu mine trebuie vorbit pe argumente. Adică nu e dacă îmi spui că nu, la mine se pornește așa un tip, aha, dacă ajung, se poate. Și ultimul fuck-up-ul meu a fost o aplicație în domeniul IT, pe analitică, în care eu timp de 2 ani de zile am investit 100.000 de euro. Și astea sunt bani pierduți. Eu putem să ne iau cvartiră, mama mea numai să nu afle, sper că nu-i arătați. Dacă află mama, sunt de 10 de mine. Și pur și simplu nu au fost oameni care să nu zic că nu, măi, nu, Dima, n-a să meargă, că oamenii așa de obicei vorbesc. Dar spui, uite, Dima, tu ai făcut o analiză, tu știi ce înseamnă variabile, tu știi că în programare există 200 de milioane de coduri, pentru că fiecare programator vine și zice legenda lui, e, aici te fac framework-uri, nu am oia de-am un PHP, vine PHP, zice, nu, mai SQL căcuita. Ii vorgheu un chineză cu mine și eu numai ca mumu dădeam din cap și la unul și la doilea și plătem salariul la nivel de lună. Adică când faci business, dacă tu nu pricepi în asta, nu-i băga în asta. Adică dacă nu te pricepi, dacă tu nu poți să deții expertiza, azi eu pot să concedez pe test de la mine din companie și eu pot să fac fiecare proces, începând de la măturarea în ogradă, finisând cu campanie, finisând cu copywriting, finisând cu design. Eu nu neapărat să fac asta, dar eu știu cum să controlez elementul ăsta. Și dacă angajatul tău este mai deștept ca tine la nivel de expertiză, mare șansă că el ori să te amăjească, ori n-a să facă calitate, pentru că el îți spune, șef, la noi pixelul nu lucrează, CTR-ul e 23 și frecvența e 25. Tu îți spui, măi, dacă CTR-ul e 23, în principiu, nu degeaba să plătești salariul. Adică antreprenorul nu poate să permite așa lux. El trebuie să înțeleagă a ce-om. El trebuie să priceapă nu cum se face, dar ce se face. Și e că aici partea care oamenii trebuie să pui accent ca antreprenori deja. Nu mergem în adâncime, mergem pe toate business procesele. Și când vine omul și spune că el nu știe și asta CRM, dar vrea vânzări să mulțească de 3 ori, el nu știe și asta rețea socială, dar el spune, noi vrem să știm, cum eram la un curs și un videograf filma training-ul meu și eu povesteam în training, povesteam și eu mă sună, spun, Dima, eu am setat publicitate. Și eu îi spun, ok, cât ai pus? Zic, cu $1. Și eu zic, și? El spun 2. Adică el a înțeles, dar nu a înțeles modelul. Adică, zic, nu psihuie, nu, cum și $2 de Chișinău, a să afle de videograf. De ce? Adică noi nu putem să nu facem, noi facem, dar oamenii din jur trebuie să ne ajute să facem asta calitativ. Interesant.
Dima, am o provocare pentru tine. Să sar. Să sar. Să sar cu parașuta. Nu, că de asta nu. Când trebuie de plătit. Dar nu. Nu, măcar o perioadă aproximativ. Nu, eu îți spun. Eu, nu, tu ești că vrei. Eu vreau foarte tare. Eu vreau foarte tare să, să pot. Eu tare aș vrea să pot să fac asta. Dar sunt mulți oameni în rând care îmi spun, Dumitru, trebuie să mergem noi la rezină să sărim. Zic, da. Eu nu mă amintesc că merg pe podul cealaltă și la mine e sunt mai ușor. Trebuie să înlocuiești momentul acela cu una când sai și căifuiești. Da. Ultima întrebare. Cum este Dumitru Talmazan, cel romantic? Cel care romantic? El, tu știi, el cântă la gitară. El a făcut să ții cartofi în rol în formă de inimă și cu patlajele deasupra pentru că și e roșu. El dă cadouri nu atunci când e ziua de naștere sau când este motiv. El de obicei dă cadouri când simte că asta trebuie să facă. Foarte rar de flori, dar le dă. E mai mult rațional decât emoțional. Acum, înainte, asta e cu tine, asta era chitară la balcon. Asta era just cacera. Dar eu cred că cu trecerea anilor în oameni, romantismul sau dragostea, ea prinde alt contur. Și dragostea de la 18 ani, dragostea de ochelărie și dragostea după 10 ani căsnicie, cu siguranță este o total diferită. Și e frumos în felul său. Dumitru, eu cred că ești persoana ideală pentru interviuri. Eu cred că încă ai să mai ai încă mii și sute de interviuri. Îmi place să vorbesc, că așa ar spune. Cine mă știe, poate zic așa, să bălăbălească, îi place, că e așa de ce zic. Îți doresc succes în tot ceea ce faci și să te gândești cum cheltui cei 1 milion de, da, de euro. Da, da. Și vouă like-uri, share-uri, comentarii, sănătate și lunină. Ok, mersi tare, mă. Succes.